Cu ocazia Festivalului Merelor de la Ionești, autoritățile locale au pregătit un program pe placul locuitorilor comunei. Ca invitați, pe scenă au urcat Constantin Enceanu, Violeta Constantin, grupul vocal Țărâncuțele și Lorena, cea care de altfel a fost și prezentatoarea spectacolului. Pe baza invitațiilor oferite sătenilor, aceștia au beneficiat și de câte 4 mici și o bere. După spectacolul oferit de Constantin Enceanu, a urmat discursul primarului localității Ionești, Constantin Neagoe, dar și a invitațiilor săi. Atunci când am candidat în anul 2008, am făcut niște promisiuni dumneavoastră pe care cu siguranță le aveți. Spre exemplu, școlile sunt impecabile. Am construit biserici, care școli nu sunt mai puțin de 7 în comună, comună mare. Biserici 5, comună mare. Am făcut drumurile, dragi oneșteni, nu cred că are o altă comună drumurile dumneavoastră. Știți destul de bine că am luat comuna din Noroaie. Dar dumneavoastră, ca și consătenii mei, eu vă iubesc extraordinar de mult. De-aia mi-am lăsat afacerile să vin aici în comună, la noi, ca să fac ceva. Și ați văzut că pot să fac ceva pentru comună. Este o sărbătoare care vine din trecut, care din ce în ce e mai semnificativă. Mi se pare o normalitate a sărbătorii din când în când o comunitate ceva care îi marchează. Aș vrea să vă mărturisesc că am venit la dumneavoastră cu nostalgia după întinsele livezi de mer pe care le aveați cândva în lunga Oltului și care aduseseră comunei Ionești faima de a fi un reper distinct al pomiculturii românești. Am înțeles că livezile îmbătrânisere și nu mai dădeau roadele care să răsplătească munca și cheltuielile. Cu mai mulți ani în urmă, din livezile dumneavoastră, plecau sute de autocamioane încărcate cu mere Ionatan, Golden și Parmen Auriu și umpleau piețele din București și din alte orașe ale țării. Pe lângă investițiile realizate de autorități în ultimii ani, conducerea primăriei a anunțat și o altă surpriză pentru localnici. Comuna Ionești își va deschide în curând un cabinet stomatologic, care va oferi prima consultație gratuit pentru toți cetățenii localității. Mă bucur foarte mult și sunt mândră că fac parte din această comunitate și să vă mulțumesc în primul rând că m-ați acceptat printre dumneavoastră. Numărul celor care vin la cabinetul stomatologic Ionești este din ce în ce mai mare. Lucru care mă determină și pe mine să vă ofer câte un pachet de tratament gratuit. Acesta constă într-o consultație de specialitate gratuită și un periaj profesional de asemenea gratuit.